Începând cu 1 ianuarie 2011, cu toții vom primi carduri de sănătate care vor conține toate datele privitoare la starea noastră de sănătate. Vor fi în mod sigur menționate sau pe acest card numele, prenumele posesorului, codul numerii personal, grupa sanguină, câteva înșiruiri ale spune trecutului medical al cetățeanului și toată activitatea de acum încolo, astfel încât noi, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, putem să verificăm în orice moment traseul medical al cetățeanului. De asemenea, toți furnizorii de servicii medicale vor fi dotați cu chipuri de citire a cardurilor de sănătate. Aceste sisteme vor fi distribuite gratuit tuturor medicilor din județul Gorj. Cardul probabil că o să fie gratuit, nu o să coste nimic pe cetățean, îl primește acasă, bineînțeles personal, nu lăsat în cutia poștală, iar pentru ca sistemul să fie funcțional și furnizorii de servicii medicale vor primi un cititor de carduri, unde vor fi în mod sigur menționate sau pe acest card numele, prenumele posesorului, codul numerii personal, grupa sanguină, câteva înșiruiri ale spune trecutului medical al cetățeanului. Cei care nu sunt asigurați ai CJAS Gorj vor plăti investigațiile medicale efectuate, mai puțin cele de urgență.